Premierul Marcel Ciolacu a fost astăzi în Israel. El s-a întâlnit cu omologul său, Benjamin Netanyahu. Prim-ministrul României a declarat că țara noastră va rămâne un stat consecvent în cadrul relațiilor sale din Orientul Mijlociu. Ciolacu și-a exprimat compasiunea cu privire la atrocitățile comise de gruparea Hamas la adresa civililor și s-a declarat îngrijorat de o posibilă escaladare a conflictului. De asemenea, premierul israelian a dat asigurări că va face tot posibilul ca românii din Israel să fie repatriați în siguranță. Am decis să vin din Israel deoarece în astfel de momente dificile, precum cele trăite în prezent de poporul israelian, partenerii și prietenii trebuie să-și demonstreze solidaritatea. Societatea românească, comunitatea de israelieni din România și cea de români din Israel deplâng alături de dumneavoastră, domnule prim-ministru, victimele nevinovate, femei, copii, tineri în floarea vârstei, în urma atacurilor teroriste declanșate de Hamas. Transmit compasiunea noastră pentru toate aceste pierderi de vieți omenești și pentru numeroșii răniți, printre care, în mod tragic, s-au regăsit și cetățeni de origine română. După întrevederea cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, Marcel Ciolacu a declarat că se arată îngrijorat de o potențială escaladare a conflictului și a transmis încă o dată care este poziția României în acest context. Domnule premier, România rămâne un stat consecvent în cadrul relațiilor sale din Orientul Mijlociu. Suntem extrem de îngrijorați de spirala crescândă a violențelor cu consecințe teribile asupra populației civile, atât izraeliene cât și palestiene. Vreau să îi asigur pe românii din țara noastră că ne menținem atitudinea de promotori ai păcii, dar vom fi alături necondiționat în momentele dificile de aliații și prietenii noștri. Premierul României a transmis că țara noastră respectă și susține dreptul Israelului de a se apăra. În plus, Marcel Ciolacu a făcut apel la eliberarea sutelor de ostatici și a încurajat demersurile pentru acordarea de sprijin umanitar civililor afectați de conflict. Alături de comunitatea internațională, România solicită eliberarea imediată a tuturor ostaticilor și persoanelor răpite și abținerea de la orice alt act de agresiune, în special împotriva țintelor civile. Fac un apel pentru facilitarea coridoarelor umanitare din Gaza. Sunt convins că întreaga comunitate internațională se va implica pentru deschiderea coridoarelor umanitare și pentru a oferi asistență necesară refugiaților. În replică, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a mulțumit României pentru solidaritate și a dat asigurări că țara sa va face în continuare tot ce este necesar pentru ca românii blocați în mijlocul conflictului să fie aduși acasă. The civilized world should unite behind Israel in fighting and eradicating Hamas. And I appreciate your solidarity at this time for this goal that serves our common civilization. And we'll do everything in our power to assist the removal or the exit of your nationals from Gaza to the extent that that's possible, obviously. Și comentăm pe această temă cu domnul Andrei Șvarță, analistă politică externă. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! E un context delicat cel în care a avut loc această vizită într-o țară care are legături foarte strânse cu România, nu numai de prietenie, sunt foarte mulți români care au rude acolo și invers, bineînțeles, legături economice foarte puternice, dar așa cum spuneam, un context delicat în care, să nu uităm acest aspect, sunt foarte mulți români în continuare în fâșia Gaza. Așadar, care sunt soluțiile? Ce e de făcut? Pentru că partea română, cel puțin până în acest moment, nu a rezolvat această chestiune. Situația este, puțin spus, delicată, dar prietenul a nevoie să cunoaște, spune proverbul românesc. Solidaritatea exprimată de către statul român prin prezența prim-ministrului împreună cu alți miniștri din cabinet, ministrul de externe, ministrul apărării, este foarte importantă. Vine în aceea zi în care și cancelarul german Scholz s-a aflat în Israel și s-a întâlnit cu premierul Netanyahu. Soluția pentru salvarea
cetățenilor civili din Gaza, fie că ei au dublă cetățenie, inclusiv cea română, dar și a altora care au dublă cetățenie, este legată de soarta cetățenilor civili din fâșia Gaza în general. Pentru că mișcarea teroristă Hamas îi ține pe toți aceștia ostatici. Deci soluția nu este facilă, nu este ceva ce premierul Ciolacu poate să clarifice, să soluționeze, din păcate, și după cum ați menționat și dumneavoastră foarte bine, relațiile României cu statul Israel se bazează și pe sutele de mii de israelieni care vorbesc limba română în familie sau în societate în varii feluri. Deci este vorba în partea israeliană de câteva sute de mii de cetățeni care au o legătură foarte sufletească, foarte importantă cu România, și este vorba de multe mii de cetățeni care au dublă cetățenie sau cetățeni români care se află în Israel și se află sub bombardamentul zilnic al Hamasului, iar din partea de nord, dinspre mișcarea teroristă Hezbollah, ambele coordonate de către Iran. Și acum că am ajuns la situația din fâșia Gaza, domnule Schwartz, vedem că se anunță de ceva vreme ofensiva israeliană. Ea nu s-a întâmplat. Să facem o legătură între această amânare, care evident are legătură și cu criza umanitară de acolo. Nu poți să intri peste un teritoriu care este plin de oameni care nu au reușit să fugă de acolo, oameni care nu mai au resurse, spitale care sunt distruse. Este o criză umanitară în toată puterea cuvântului. Dar să ne gândim că poate vizitele intense din ultima perioadă ale liderilor europene, ale liderilor americani, să fie un semn că poate mai e loc de discuție, că mai e loc de negociere, să ne gândim că e o rază de speranță? Negocierea e o întrebare foarte bună și ar fi absolut validă în aproape orice circumstanță, dar trebuie să ne uităm la părțile dintr-o posibilă negociere. Negocierea a existat între statul Israel și multiple țări din zona musulmană și ca atare s-a reușit să se ajungă la niște acorduri de pace. Egiptul și Iordania, adversari implacabili care au purtat războaie, multiple războaie împotriva statului evreu, au decis la un moment dat că este momentul pentru pace în discuțiile cu statul evreu. Pe de altă parte, Hamasul, o mișcare teroristă, islamistă, care are aceeași ideologie ca și statul islamic, ca și Daesh. Ideologia lor este una genocidară la adresa evreilor, creștinilor, ba chiar și a musulmanilor care nu împărtășesc viziunea lor dezastroasă asupra islamului. Și atunci negocierile cu aceștia s-au purtat de-a lungul timpului, dar variantele pe care Hamasul a mers au fost acelea ale unor acorduri temporare de încetare a focului. Pentru că ei nu doresc pace și este împotriva ideologiei lor chiar. S-a ajuns la Hudna, la alte variante din gândirea islamică fundamentalistă de a opri focul până atunci când ai mai multă putere pentru a reporni acest foc. Și surprinderea establishmentului israelian a fost totală, din păcate. Și consecințele au fost la nivel de genocid, de masacru. Sunt mai bine de 1400 de morți, familii întregi distruse în moduri barbare. Nu știu dacă ați văzut anumite secvențe, ne aduc aminte de, ce știu eu, mii de ani în trecut. Deci, negocieri, din păcate, Hamasul nu este un partener de negocieri, a dovedit-o în cel mai brutal mod cu putință, nu doar acum. Cu Fatahul, cu actuala autoritate palestiniană, se pot purta negocieri și acest lucru s-a întâmplat și se întâmplă.
Dar până și președintele autorității palestiniene, care a fost citat în urmă cu două zile spunând că Hamasul nu reprezintă poporul palestinian, a negat astăzi faptul că ar fi declarat așa ceva în discuția telefonică avută cu președintele Venezuelei. Deci delimitarea acestora și a altora din societatea palestiniană de mișcarea teroristă Hamas e dificilă. De ce? Pentru că ei sunt primele victime, sunt primii care se tem de faptul că vor fi torturați și omorâți, nu doar omorâți. Da, tocmai, sunt la rândul lor ținte. Mulțumesc foarte mult pentru această analiză, Andrei Schwarz, analist de politică externă. Și dacă tot vorbeam de